Domnului, ține, Doamne, fericiți, sănătoși și într-o mulță. Trecerea de la întuneric la lumină poate fi asimilată preocupării de a stabili o legătură între lumea de jos și cea de sus, între sesizabil și insesizabil. Raoul Glaber, cel mai de seamă istoric al anului 1000, afirma: există patru evanghelii care alcătuiesc în spiritul nostru lumea superioară. Există tot atâtea elemente care constituie lumea de jos și, de asemenea, patru virtuți suverane, între toate, care, odată deprinse, ne învață să le practicăm pe celelalte. Posedăm patru simțuri în afara pipăitului, aflat în slujba celorlalte mai subtile. Astfel, ceea ce este eterul, elementul focului, în lumea sensibilă va fi prudența în lumea intelectuală. Ea se ridică într-adevăr în sus, nerăbdătoare în dorința de a se apropia de Dumnezeu. Ceea ce aerul este în lumea corporală, este forța în lumea intelectuală, întreținând tot ceea ce este viu și întărind pe fiecare în actele pe care și le propune. Așa cum se comportă apa în lumea corporală, așa se comportă și temperanța în lumea intelectuală, hrană pentru cei buni, aducând cu ea o mulțime de virtuți și slujind credința prin dorul iubirii de Dumnezeu. Pământul în lumea inferioară oferă o imagine conformă justiției în lumea intelectuală, permanentă și imuabilă regulă a unei echitabile împărțiri. Astfel, pretutindeni se distinge o structură asemănătoare structurii spirituale a evangheliilor. Evanghelia după Matei conține figura mistică a pământului și a justiției, pentru că dezvăluie mai limpede decât altele substanța trupului lui Iisus devenit om. Evanghelia după Marcu dă o imagine despre temperanță și apă, vădind penitența purificatoare, decurgând din botezul lui Ioan. Evanghelia după Luca face evidentă similitudinea aerului cu forța, căci el este răspândit în spațiu și confirmat prin numeroase relatări. În sfârșit, Evanghelia după Ioan, sublimă între toate, semnifică eterul, sursă a focului și prudența, pentru că prin el o cunoaștere simplă a lui Dumnezeu și credința se insinuează în sufletele noastre. La aceste conexiuni speculative între elemente, virtuți și evanghelii, trebuie, firește pe drept cuvânt, asociat omul în slujba căruia sunt puse toate acestea, căci substanța vieții sale a fost numită de către filozofii greci microcosmos, adică lumea cea mică. Iar în lumea cea mică, cele patru evanghelii sunt totdeauna legătura între liturghie și zidirea bisericii din noi. Slujind în biserica cealaltă aproape 15 ani de zile, aseară ne-am adus anumite obiecte religioase la biserica nouă și văzând biserica oarecum așa, n-aș putea zice părăsite, dar plecând din ea, m-a cuprins îndoioșia, jalea. Dar aceasta este viața. Și iată că ne-am mutat în altă biserică mai mare, nu cu un scop de a ne avea ceva mai bun decât de a prinde mai mult popor, mai multe suflete în cadrul rugăciunii în această biserică. Și de aceea cred că și Dumnezeu privește cu iubire acest lucru, acest jertfă a credincioșilor de la Biserica Nașterea Domnului, pentru care să adunăm poporul lui Hristos mai mult în jurul bisericii sale. Aș vrea să spun că biserica aceasta este o dedicație pentru tineretul bisericii, pentru că la remodelarea aceasta au fost în general tineri în jur de 40 de ani care și-au dedicat un efort extraordinar în cele 2 luni de zile, muncind la locurile lor de muncă și până noapte la 12, la 1, aici în biserică. Deci este o dedicație lui Dumnezeu din partea lor. Dar în același timp mă gândesc că este și un prilej de a aduce pe cei care până acum au fost afară de biserică
oarecum au stat într-o letargie, aș putea spune, spirituală, probabil și din cauza facilităților pe care nu le-am avut la biserica cealaltă, dar având acum aici parcare și alte facilități, mă gândesc că mulți mai mulți vor veni la biserică, încât poate să se adeverească ceea ce unul dintre membrii bisericii au zis la prima vedere a bisericii: Părinte, o să fie prea mică și asta. Evenimentul de astăzi. Cu mare emoții. Foarte mare emoții. Și cu nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu ne va ajuta și cum zice, cu bine. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Și am trecut cu bine acest mare eveniment pentru parohia noastră. Când părintele a început preoția, acum 40 de ani, și-a pus credincioșii nădejdea și dragostea în el, și a început construcții la casa parohială. Acum, spre sfârșitul vieții, îi se încununează munca de 40 de ani, tot prin construcția, prin remodelarea unei biserici. Asta e o satisfacție foarte mare pentru mine și pentru părintele parohiei. Am lucrat aproape zi și noapte, aproape 2 luni de zile. Noi știm că numai cu sacrificiu se poate face orice. Și mulțumim Dumnezeu pentru că ne-a ținut sănătoși. O biserică nu se sfințește așa des, nici în România și probabil că nici în Chicago. Și eu mulțumesc și soției mele care m-a înțeles și m-a ajutat în acest timp de 2 luni de zile și a stat alături de mine. Le mulțumesc tuturor credincioșilor care, deși au lucrat la geaburile lor înainte, cred că au venit cu dragoste și au reușit să își împlinească și ei visul. Am rămas impresionat pentru tot ce s-a realizat în acest foarte scurt timp. Eu n-am cum să mulțumesc tuturor care m-au ajutat și au stat alături de mine și doresc în continuare să și tineretul și copiii noștri și copiii copiilor noștri să ducă mai departe destinele Bisericii noastre ortodoxe.